Cantitatea mare de apă care a căzut în ultimele 24 de ore în Maramureș a provocat revărsarea pârâului Seinel și scurgeri de pe versanți. Au fost inundate două beciuri, o curte și o fântână. Autoritățile au fost nevoite să intervină cu utilaje specializate. Așa tare o ploapă aici. Păi am sunat primărița și nu mi-am răspunde la telefon. Și am sunat poliția și văd că poliția mi-a răspuns. O zis că mă cunoaște în câteva minute aici, pe un vedea. Ia, muvin. Da, bine, da, bine, că ea le dau sapă mână. Doamna, așa tare o plouă. Da, uitați-vă. O plouă? Nu, dar și fost apa până aproape la mijlocul asfaltului. Mm-hmm. Și v-ați sperat să nu treacă și dincolo? Nu, trecut, ca norocul, că a ieșit și am făcut luptă margă în vale. A desfundat podul ăla mare și tăta apa vine pe partea asta. Întotdeauna se inundă tot aici. Și dacă podul la Maria, unde e scavatorul, l-o desfunda și-o înfunda să nu meargă valea pe dincolo. În partea la altă? Da! Asta... Pompierii militari și personalul primăriilor au fost nevoiți să intervină și în comuna Copalnic Mănășturi, unde s-au produs revărsări ale văilor Berința și Bloaja. Și municipiul Baia Mare a avut de suferit. Câteva străzi au fost acoperite de apă. Aici au căzut 30 de litri pe metru pătrat în numai 40 de minute. De altfel, în Maramureș, cea mai mare cantitate de precipitație a fost cea înregistrată de stația hidrometrică din Copalnic Mănășturi, aproape 140 de litri în 12 ore.